Bun, numele meu este Manuela Petrescu. Lucrez la Facultatea de Matematică și Informatică și um, sunt aici ca și moderator. În primul rând, două, trei chestiuni de organizare. Ca și dățile trecute, sau ca și data trecută, vom avea un curs prezentat de un invitat. În această seară este vorba de domnul Tudor Mihai. După care vom avea un quiz de o, de o jumătate de oră în care puteți să dați răspunsuri legate de prezentarea pe care a făcut-o domnul Tudor. Uh, Tudor este. Uh, îi mulțumesc în primul rând că a venit uh, alături de noi. Este uh, un trainer, consultant, mentor în inovare și uh, astăzi ne va vorbi, va ține al doilea. Din cursul nostru de antreprenoriat. Mulțumesc mult și bine ați venit din nou! Tudor, ai microfon. Mulțumim, Manuela. Bună seara a tuturor! Mă bucur să vă văd în număr, număr așa mare. În seara aceasta avem de da. discutat așa, un pic despre antreprenoriat, startup. Poate doriți să începeți și voi pe drumul acesta. Așa că propun să începem, sunt multe de zis și puțin timp. Dacă aveți întrebări, eu vă sugerez să le scrieți în mesaje, și în momentul în care mai fac câte o pauză, o să întreb dacă mai sunt întrebări, și eventual Manuela poate să citească câteva întrebări din chat. Văd că suntem peste 140 de oameni. Deci dacă dăm toți drumul la microfon deodată, cred că o să iasă mare petrecere aici. Ok, bine ați venit la Fundamente de Antreprenoriat, cursul al doilea din acest, această serie de cursuri. Despre mine, pe scurt, mă, am experiență în antreprenoriat din anul 3 de facultate. Uh, am început acolo niște business-uri despre care o să vă povestesc în slide-urile ce urmează. Am făcut facultatea în Olanda, am urmat studii de Business Innovation Studies în Amsterdam. Am stat 5 ani acolo, după care m-am mutat în Cluj, am stat 2 ani de zile și din pandemie m-am mutat în Suceava, locul de unde de unde am și făcut liceul. Și acum oscilez, lucrez remote între Cluj, București, Suceava și de ce nu pe unde mai călătoresc, se pot face, se pot face orice lucruri. În principal, lumea vine la mine pentru partea de business și inovare. O să vă rog, dacă aveți microfonul deschis, să-l închideți. Sau, Manuela, dacă vezi că cineva are micro microfonul deschis, să-l închizi tu, te rog. Că se aude ceva în fundan, ok. Încă din timpul facultății am lucrat ca și junior innovator. Asta înseamnă că primeam proiecte de la companii precum din aceste industrie. Și cineva încă are microfonul pornit? Dacă poate, Manuela, să se uite. Da, dar nu-l găsesc. Nu găsesc acum. Mă uit pe asta. Ok, merci. Am lucrat în mai multe industrie, încă din timpul facultății. Practic, veneau la noi companii cu anumite anumită problemă, și noi trebuia să venim cu o rezolvare. Fie eficientizare de procese, fie veneam cu niște produse îmbunătățite. Tot fel de lucruri noi. Deci am, am trecut prin procesul de inovare și nu contează industria în care inovăm, pașii sunt aceiași. Și inovare, practic, ar putea să însemna și atunci când deschidem un business, o nouă afacere, tot inovare se cheamă pentru că este ceva nou. Fie pentru piață, fie pentru. De obicei, da, nou în piață. În ziua de azi, ar trebui să vii cu. Ceva diferențiator, măcar să te diferențiezi într-un fel sau altul de competiție, altfel nu vei avea succes. Deci, ca să ne diferențiem, trebuie să venim cu ceva nou. Asta se cheamă inovare, printre alte definiții pe care le are. Ca să îmi dezvolt un pic experiența pe antreprenoriat, am, avem jos aici proiectele interne. Am început cu un e-commerce. Apoi m-am dus pe consultanță, apoi software, evenimente și producție. Prima afacere a fost Funky Battles, care a pornit ca o rezolvare a poluării cu plastic. Am oferit o alternativă sticlelor de plastic într-un mod personalizat. Ca oamenii să poată să cumpere această sticlă, să-și umple de acasă cu apă potabilă. Pe atunci eram în Olanda și toată apa era, era bună, și în felul acesta să nu mai fi nevoit să cumperi alte sticle de plastic ca să le arunci și cine știe unde ajung acelea în mări și oceane. Aici am învățat destul de multe despre marketing online, având în vedere că am vândut pe platforme cum ar fi EMAG, dar și prin site-ul propriu, unde a trebuit să facem destul de multe campanii pe uh, social media, dar pe lângă asta am, am fost nevoit să fac și vânzări online, door-to-door, mergeam la magazine, din ușă în ușă și am participat chiar și la târguri în care am avut expoziții cu aceste produse. Apoi, în ultimul an de stat în Olanda, am aplicat la un proiect care mi-a acordat o finanțare, un fel de Startup Nation. Și am reușit să deschid această agenție de inovare, în care facem training și consultanță pentru companii mici și mijlocii. Iar aici am dezvoltat această parte de knowledge unde este de fapt blogul nostru și acolo am scris peste 40 de articole în română și în engleză care au ajutat foarte mult la partea de SEO. Deci acum lumea ne găsește destul de ușor, primim oameni care din cauza la SEO au venit aici. Pe lângă asta m-a învățat cum să vinzi niște servicii, pentru că nu e nimic tangibil și Asta a fost o cu totul nouă altă experiență față de a vinde produse fizice. Această companie încă e și azi, sub forma ei mă prezint și aici, și ăsta e brandul Innovating Society. Apoi, în primele luni de pandemie, am început să lucrăm la o platformă de software, modelul Software as a Service, în care am vrut să centralizăm toate evenimentele online, numite și webinarii, ca utilizatorii să poată să găsească și să caute aceste evenimente după anumite filtre. De exemplu, limba evenimentului sau durata sau industria în care evenimentul în care face parte. De exemplu, sănătate, sport, medical și așa mai departe. La momentul acela nu exista o astfel de platformă și nici acum, din câte știu, nu este una care să facă să aibă aceste filtre. Dacă știți voi una, dați un mesaj ca să află despre el. Aici am învățat cum să lucrez cu un developer și cum să facem user testing. Asta înseamnă că am avut o, niște potențiali utilizatori și la versiunea 1 i-am dat platforma ca să facă anumite tascuri pe ea și să ne dea feedback. Și în felul ăsta am ajuns la patru versiuni de platformă, tot îmbunătățite. Deci asta am avut de învățat din această platformă. A fost destul de greu să o scalăm pentru că trebuie niște bugete destul de mari ca lumea să te cunoască și că am fost pus pe pauză până când găsim ceva potențial de finanțare. Iar în ultimul an am început și o fabrică, un atelier de mobilă la comandă. Și aici învăț foarte mult despre producție, stocuri și la fel vânzare și negocieri cu, cu clienții. Aici vedem niște poze din cadrul meet urilor organizate în Cluj dinainte de pandemie. Scopul era să creăm o comunitate de antreprenori sau oameni interesați de inovație, de a face lucrurile diferit și să inspirăm prin a invita tot felul de speakeri. Am avut 10 speakeri internaționali care au vorbit despre cum inovează ei în munca pe care o fac. După care a venit și. Pandemia în care a trebuit să stăm în casă și să mutăm toate workshopurile, toate cursurile online folosind platforme de colaborare precum cea din această poză, Miro. Dacă doriți, este gratuită și puteți să o folosiți și voi. Îmi place să încep și cu acest citat. Omul rezonabil se adaptează lumii. Cel nerezonabil persistă în încercarea de a adapta lumea la sine. Prin urmare, toate progresele depind de omul nerezonabil. Ce vreau să spun aici este că ar trebui să avem ochiul format pentru a, identi a identifica lucruri ce pot fi îmbunătățite. Și să nu ne oprim acolo la a le identifica. Ci să avem curajul de a ne gândi la soluții care ar putea face lumea în care trăim una mai bună, să fie așa cum ne dorim noi să fie. De asta să fim nerezonabili, să nu acceptăm totul așa cum e, să vrem să facem lucrurile mai bine și chiar să încercăm și să le facem, să le aducem pe piață, nu doar să rămânem la stadiul de idee. Pe azi, am pregătit două mari teme. Prima este împărțită în validarea problemei și ca urmare a validării problemei o să avem, o să reasă propunerea valorică. Iar odată ce știm propunerea valorică, putem să mergem în piață și să facem validarea soluției. Acestea sunt pașii pe care îi vom discuta. În mod normal, ar trebui cam vreo 2-3 ore pe fiecare subiect. Încercăm acum să-l facem cât mai compact. Și de ce este acest curs important în această etapă în care vă aflați? Probabil aveți câteva idei de proiecte deja și vă gândiți poate să începeți o afacere. Așadar, cum și de ce? Ar fi important acest curs pentru voi acum? Ca să răspundem la prima întrebare, trebuie de fapt să răspundem la de ce eșuează startup-urile. Și o să prezint aici mai multe motive, iar pe voi o să vă rog la final să îmi spuneți care dintre ele credeți că este numărul 1, deci care este cauza numărul 1 pentru. Eșecul startup-urilor. Unul din ele poate fi lipsa banilor. Da? Ca și în cazul cu platforma de webinari, lipsa banilor a făcut proiectul să stagneze. Calitatea produsului. Da? Poți să vii cu un produs pe piață, dar care să nu se ridice la standardele clientului. Poți să ai echipa nepotrivită, să te... Să nu ai oamenii uh, potriviți uh, din punct de vedere hard skills, dar și soft skills, ca și coagularea echipei. Uh, lipsa experienței mai poate fi un factor, și alt factor mai poate fi și lipsa nevoii în piață. Acum aș vrea să dați drumul la microfon cu toate că dați cu toți odată drumul la microfon și să spuneți care din ele este numărul 1, care credeți voi că e numărul 1. Și am putea să dăm drumul la microfon în 3, 2, 1 și... Lipsa nevoie în piață. Lipsa banilor. Experienței. Lipsa nevoiei în piață. Lipsa nevoie în piață lipsa banilor lipsa banilor calitate lipsa nevoi în piață calitate. calitate lipsa banilor lipsa experienței tehnic bun Bun. Hai că eu în capul meu acum calculam ă, să văd câte răspunsuri am din fiecare. Bineînțeles, deci așa din câte am observat, banii ar fi ă, printre primele și lipsa nevoi în piață, urmată de calitate, experiență și mai apoi echipa. Asta așa din vreo 10 răspunsuri câte am auzit acum. E bine, statistica și studiile arată că lipsa nevoi în piață, este principalul motiv pentru care reșează startup-urile. Practic, dacă nu există o nevoie în piață a ceea ce tu ai de oferit, ai pierdut startul din prima, adică ai pierdut din start. Dacă totuși ai lipsa, dacă totuși produsul tău rezolvă o nevoie în piață, atunci cam toate restul pot să se rezolve lipsa experienței, o rezolvi, angajezi pe cineva cu experiență, echipa nepotrivită, la fel se poate rezolva, calitatea produsului se poate îmbunătăți, lipsa banilor, se pot găsi modalități de finanțare, dar dacă vii din prima cu o soluție de care lumea nu are nevoie, dar noi credem că are, atunci nu mai putem să facem niciuna din lucrurile de mai sus. Așadar, de asta e foarte important să ne dăm seama de ce facem ceea ce facem și, practic, la ce problemă sau la ce nevoie, la ce așteptări ajutăm noi oameni. De asta o să intrăm în primul capitol, care și toate sunt importante, dar primul este foarte important, acesta de problem solution fit. Pentru că, dacă începem din prima pe un drum greșit, atunci toate lucrurile putem să le facem noi cât de bine strategia de marketing sau produsul, cât de bine credem noi că putem să-l facem, dar dacă nu este dorit pe piață așa ceva, toate lucrurile se fac în zadar. De asta e bine să dedicăm un pic mai mult timp aceste etape ca să ne dăm seama, într-adevăr, dacă merită să continuăm uh, sau nu. Pentru această pentru acest lucru vom folosi o metodologie anume Design Thinking. Poate ați mai auzit de ea. Este un proces în cinci pași în care, practic, ceea ce ne zice aici este că trebuie să pornim toate ideile de la a înțelege nevoile clientului și avem partea de empatie. Să învățăm cu ei vinde, cine este. Clientul nostru și ce nevoie are. După aceea, de pe urma interviurilor, pe care vom intra azi, un pic cum să facem niște interviuri și ce întrebări să punem ca să aflăm, într-adevăr, lucrurile care ne trebuie, ajungem în pasul 2, unde, pe baza concluziilor de la pasul 1, venim cu o serie de uh, criterii de succes, așa se numesc. Care acele criterii de succes înseamnă că, dacă vreau ca soluția mea să fie bună, atunci trebuie să atingă următoarele aspecte. Și acele aspecte sunt preferințele și nevoile clientului identificat aici. Abia după ce avem aceste criterii de succes, vă imaginați că, ca să vii cu o idee, este mai ușor când știi frame-ul, rama da, în care tu poți să jonglezi cu ideile, decât să te întrebi pe tine acum sau să zic că spunem o idee bună de afaceri. Altfel e când zici spunem o idee bună de afaceri în domeniul mobilității care implică scuterele și mașinile, să spunem. Altfel mintea ta procesează... Adică vine cu idei când știe în ce direcție să se îndrepte, față de când este foarte vag. De asta avem nevoie de pasul acesta al doilea, cu verde, să știm exact care sunt elementele de care ne legăm atunci când vrem să venim cu soluție. Ceea ce urmează în pasul 3. Noi, de multe ori, începem direct din pasul 3, avem deja o soluție, câteodată, adică avem deja o idee deseori este o soluție la o problemă pe care o experimentăm chiar noi. Este în regulă să pornim de aici pentru că în felul ăsta ne primim și motivația de a uh, lucra uh, multe ore către acest business, dar chiar dacă pornim de aici, trebuie mereu să ne întoarcem și să ajungem și la client, pentru că noi un produs îl facem pentru a fi cumpărat de către client, nu de către noi. După pasul 3, ajungem la prototipare. Prototiparea înseamnă să facem un desen sau o reprezentare fizică, vizuală, a ideii noastre, ca pe această reprezentare vizuală să putem cere feedback de la potențiale clienți de aici din primul pas. Pe baza acelui feedback mergem în partea de testare, așa cum vă ziceam la platformă, că am făcut testări cu, să zic, 10 utilizatori și am ajuns de la o versiune inițială la V1, V2, V3, versiunea 4 finală. E bine, Cam ăștia ar fi pașii ca să îți rafinezi o idee și ca să vii cu ideea de business în primul rând. Totul pornește de aici, de la Empathize, de unde trebuie să discutăm și să descoperim ce probleme au oamenii. Am pregătit și un video în care David Kelly este fondator la ID IDEO și Uh, one of the founders design thinking, is an approach to creative problem solving. it's a human-centered path to innovation. hello, i'm david kelly. i'm happy you're here to explore design thinking with ideo. you know, so many people, don't think of themselves as creative. But I think that's wrong. Everybody's creative. And that's one of the reasons we teach design thinking, because we think that knowing this kind of approach can unlock your creativity and make you feel capable of coming up with routinely wonderful ideas. Design thinking starts with people, it's about putting human needs at the center of all we do. It's about simple mindset shifts. And new ways of looking at problems through empathy and collaboration. For an idea to be both successful and meaningful, we use three lenses to bring it into focus desirability, feasibility, and viability. This ensures we're creating something that makes people's lives better, but that's also feasible to produce and makes good business sense. There are many different phases of design thinking. We find it helpful to teach it in a linear way. But in practice, it's more like this Design thinking unfolds in iterative loops, moving back and forth across phases, some taking much longer than others. To learn it, you need to try it out for yourself. The skills and mindsets of design thinking can help you tackle your biggest challenges and build your creative confidence. Once you put it into practice and make it your own, who knows what important problems you might solve? Super. I hope there's something left with you after this video. For me, it would be important. De De menționat ceea ce s-a spus și în video acest uh, The Sweet Spot of Innovation așa puteți să-l găsiți în literatură uh, sau aici cum zice The Continuous Innovation Framework uh, ideea este că o idee de business trebuie să fie dezirabilă deci dorită de către oameni Trebuie să fie viabilă, adică să poată fi construită și fezabilă, adică să facă sens din punct de vedere de business, financiar. Pentru fiecare din aceste spectre avem alte framework-uri, cum ar fi Jobs to Be Done, pe care o să-l acoperim și noi azi, Customer Development, Design Thinking, pe care tocmai l-am menționat. Vă dați seama. Design thinking e folosit, primul pas este de empatie. Deci, noi vrem prin design thinking, prin acest proces, să vedem dacă oamenii într-adevăr au nevoia pe care noi credem că o au. Așa trecem și pe partea de viabilitate, avem business model design, poate ați mai auzit de business model canvas sau lean canvas și traction model, după care la fezabilitate putem folosi lean startup. Uh, metode scientific method și R metrics, care sunt niște tehnici de a măsura uh, impactul pe website sau pe magazinul online. Deci foarte mult de growth hacking aici și zona de marketing. Deci mereu când vă vreți să vedeți oare am o idee bună de business sau nu, vă uitați prin aceste trei lentile și vă asigurați Vreți să validați că ideea, într-adevăr, intră în fiecare dintre aceste spectre. Ok, până aici. Aș vrea să întreb dacă sunt deja niște întrebări în chat. Salut, nu sunt întrebări. Ok, mulțumesc, Manuel. Ok, de unde începem? De obicei, asta zic, adică de unde începem atunci când vrem să pornim o afacere. Deci, primul pas, de obicei, îți vine o idee. Și ideile ne vin din mai multe locuri. Ne vin din pasiune pentru ceva, din faptul că observăm anumite lucruri din piață, din faptul că ne inspirăm de la alte cazuri de succes și de la alte lucruri pe care fiecare personal poate să le să vină cu un exemplu. Apoi, după ce ne vine ideea, vrem să știm dacă ideea este bună sau nu. Deci, cum validăm problema sau nevoia pe piață. Și avem două cazuri. Prin a înțelege dorințele, nevoile, contextul, dificultățile segmentului țintă. Și aici facem cercetarea calitativă, sau prin a vedea cât de mulți oameni au această problemă, dorință, pentru a calcula potențialul pieței. Și aici facem cercetare cantitativă. Deci intrăm în metode de cercetare, care sunt calitativ și cantitativ. La partea de calitativ e folosită pentru a afla mai multe despre oamenii cu care vorbim, și punem întrebări deschise, aici trebuie să corectez, deci la calitativ este întrebări deschise, iar la cantitativ vrem să vedem gradul de certitudine a răspunsurilor obținute din prima cercetare calitativă și aici avem interviu cu întrebări închise. În partea calitativă întrebăm de obicei de ce, și vedem acest exemplu. What did you feel when you saw the free ice cream? Excited, a little scared. Și după întreabă, and why was that? De ce? Deci vrem să aflăm de ce un om dă un anumit răspuns, de ce are o anumit. Uh, uh, cum zic, belief, o, o credință, o, un anumit belief. belief. <laughs> ok. Și după la cantitativ, la cantitate, întrebăm câți. Și zice only one in 30 take the free ice cream. Interesting. Deci în prima parte vrem să aflăm motivele, vrem să aflăm de ce ia anumite acțiuni sau de ce are anumite păreri. Pe când la partea cantitativă vrem să vedem câți oameni sunt care au aceeași părere cu ce am găsit noi la prima parte, la de ce. Deci câteodată observăm că la câți piața de desfacere sau potențialul pieței este prea mic și nu face sens pentru business. Problema există și nevoia există pe piață, dar sunt prea puțini oameni care au acea nevoie. Deci noi dacă ne-am adresat și am vinde doar acelor oameni, nu ar face sens pentru businessul nostru. Deci mereu trebuie să ne uităm prin acele trei lentile da? ca să vedem dacă o idee de business e bună. Nu contează să fie doar nevoia atinsă, câteodată nu este nici timpul potrivit ca să te lansezi, nu sunt oamenii pregătiți, sunt prea puțini și așa mai departe. Acum ajungem la partea de job to be done framework. Așa se găsește, puteți să căutați și voi video jobs to be done framework și acest framework ne spune că cu toate că un client cumpără uh, aceste lucruri care este de fapt un skateboard disecat în toate componentele sale, oamenii de fapt vor să cumpere skateboardul nu pentru uh, elemente, ci pentru ce anume să facă cu acel skateboard, anume să se distreze, să se dea cu el, să sară peste chestii. Așa ce putem învăța de aici? Este că atunci când vrem să ne vindem un produs sau atunci când vrem să aflăm nevoia omului, noi nu ar trebui să ne așteptăm ca omul să ne răspundă exact pe elementele ideii, elementele ideii. Noi ne așteptăm ca omul să spună ce anume și ar dori el să reușească să facă, unde ar putea să ajungă acea persoană sau ce dificultăți are acum și cum ar vrea de fapt să arate situația ideală pentru el. Deci mereu când vom pune întrebări și vom discuta cu potențial clienți, vrem să ajungem în această zonă din dreapta, să aflăm ce anume își dorește să reușească. De asta se cheamă job to be done, deci ar fi munca care trebuie făcută. Deci noi vrem să identificăm munca pe care clientul nostru vrea să o facă, nu vrem să identificăm elementele. Pentru că cu elementele după venim noi. Noi vrem să știm dacă munca aceasta pe care el își dorește să facă este să se distreze cu prietenii în skatepark, atunci o soluție ar putea fi și skateboardul, și trotineta, și BMX-ul, și rolele. Da? Omul vrea doar să se distreze. El nu știe că vrea un skateboard sau că vrea o bicicletă. Așa o să fie și cu clienții pe care o să-i noi. El nu știe neapărat uh, instrumentul de care are nevoie, în schimb, știe exact ce vrea să obțină cu el. Și, în prima fază, noi trebuie să aflăm ce anume vrea clientul nostru să obțină. Pe acest framework se poate lucra ca să avem uh, o situație clară a situației în care se întâmplă uh, lucrul a motivației, a outcome-ului, uh, apoi outcome pe parte funcțională, outcome pe parte emoțională și pe parte socială. O să găsiți mai multe exemple și pe internet, nu pot să descriu acum tot acest framework, dar este ceva care ar trebui să începeți atunci când aveți o idee de afacere. Doar ca să vă clarificați și voi ce anume vreți să faceți. Și practic, ca să aflăm fiecare dintre aceste răspunsuri, trebuie să luăm interviuri și să vorbim cu oamenii. Trebuie să aflăm în ce situații de obicei se găsesc cu oamenii atunci când au nevoie, de exemplu, să comande de mâncare printr-o aplicație. Sunt la muncă, sunt dimineața, sunt seara acasă la film, deci vrem să vedem situațiile. Apoi, motivațiile. Ce vrea clientul nostru să facă? Vrea să își comande de mâncare, da? De ce vrea să-și comande de mâncare? Și acum trecem la jobul funcțional. E bine, funcțional ar fi, în primul rând, să uh, îi satisfacă foame, apoi emoțional ar fi. Uh, comandă și un desert acolo pentru că vrea să se răsfețe după o săptămână plină, zice că merită și el un cheesecake la final. Și după partea socială, poate mai este și cu niște prieteni și vrea să comande nu cea mai ieftină pizza cum își comandă de obicei, dar poate o pizza un pic mai scumpă, că na, nu vrea să vadă și ceilalți prieteni că n are bani să-și ia pizza bună. <laughs> Deci avem și partea asta de socială, dar cum ne văd alți oameni. Și ca să aflăm toate aceste răspunsuri, avem nevoie să vorbim cu cât mai mulți oameni și să aflăm chiar de la ei ce, ce ne spun. Așadar, cum verificăm ideea? Avem trei situații. Dacă există soluții similare pe piață, dacă nu există soluții similare. Și dacă avem deja un produs construit și dorim să îl testăm Pentru primul caz Ce facem? Primul pas este să cercetăm foarte bine competiția, să ne uităm în piață și să vedem ce soluții similare există deja pe piață și dacă au succes Și aș completa și de ce Mergem la partea calitativă calit Vrem să aflăm părerea oamenilor despre produsele competiției și să ne dăm seama dacă putem face lucrurile mai bine. Aici vrem să aflăm ce anume le place și ce anume crede, cred oamenii că ar, fi putut, ar putea fi îmbunătățit. Apoi ne facem planul de afaceri să vedem dacă se merită investiția și pe lângă planul de afaceri Aș mai completa aici, aș, ne-am -aș uit, ne uitat și la potențialul pieței, să vedem câți oameni sunt care au acea uh, nevoie. Apoi dezvoltăm o versiune inițială minim viabilă și termenul de MVP, minimum viable product, și cerem feedback potențialilor clienți. Vă aduceți aminte din pasul de design thinking, ajungem la partea de prototipare, deci asta e practic prototip, pasul 4, și cerem feedback potențialuri clienți, ăsta ar fi pasul 5 din design thinking. Ok, deci asta facem dacă există competiție. În momentul în care nu există soluții similare pe piață, ce facem atunci? Cu toate că este foarte puțin probabil să nu existe, sau dacă nu există, probabil că... Uh, Nevoia pe care noi am descoperit-o nu este o nevoie atât de uh, puternică ca oamenii să dorească să cumpere și să dea bani pe așa ceva. Ar putea fi un caz, dar sunt și excepții, bineînțeles că nu există absolut nicio soluție pe piață, și încă este o idee bună. Dacă reușim să venim chiar cu soluția aia, suntem niște genii și sunt foarte bucuros să vă cunosc și să, să ajungem acolo. Deci ne gândim la situațiile în care o persoană ar folosi produsul nostru și încercăm să găsim persoane pentru a afla mai multe despre experiența lor din trecut. Practic, ce vreau să zic cu soluții similare, e bine poate în Anglia, de exemplu, există soluția, dar noi vrem să o implementăm în România. Așadar, piața din România e diferită și oamenii din România sunt diferiți. De asta, practic, nu există soluții similare pe piața din România, unde noi vrem să ne lansăm. Și aici vrem să vedem cum anume să testăm asta. Deci nu mă refeream neapărat doar la soluții global. Este vorba și de local, unde vrem să ne lansăm. Al doilea pas este că putem face și chestionare puse pe grupuri de Facebook, de exemplu, dar în această fază dorim să aflăm cât mai multe detalii despre experiența persoanei. Iar în cadrul unei chestionari, oamenii nu prea intră în detalii și nu putem dirija discuția în direcția în care ne dorim. Uh. De asta vrem aici din nou să ajungem la întrebări calitative, să reușim să avem discuții one-on-one, -on -one, fie online, fie pe stradă, fie la telefon, dar să fie discuții, să nu fie chestionare, pentru că la chestionare oamenii vor să scape poate cât mai repede de a de a da răspunsuri și nu este, nu sunt foarte calitative. În schimb, chestionarele sunt bune pentru partea de cantitativ, da? Deci, aici vrem să vedem situații în care o persoană ar folosi produsul și dacă au avut experiențe similare în trecut. Deci, nu neapărat că au avut uh, un, o soluție sau un produs similar cu a vostru, dar nevoia, acel job to be done, acea muncă pe care ei o fac, au fost puși într-o situație în care acea muncă a trebuit să fie făcută și acolo îi întrebăm, ok, și ce soluție ai folosit atunci? Și la fel, cum ți s-a părut soluția și așa mai departe. Facem atâtea interviuri până când găsim o tendință care se repetă în răspunsurile oamenilor. Să avem cel puțin 55% din oameni care împărtășesc aceeași opinie, astfel putând trage concluzii. Eu azi zice nu neapărat 55%, dar să fie, de exemplu, 50% plus 1. Deci mereu să fie cu un om mai mult decât media, ăsta este pragul minim. Atunci ne dăm seama că majoritatea oameni, practic asta înseamnă majoritatea, mai mult de jumătate, împărtășesc, împărtășesc aceeași opinie. Și dacă am ajuns aici, înseamnă că am validat cât de cât nevoia. Mai mulți oameni cred același lucru, de asta credem practic că acel lucru o să se extrapoleze și la un target mai mare. Iar în ultimul scenariu, dacă avem deja un produs construit și dorim să-l testăm, cum de altfel se întâmplă de foarte multe ori, venim cu o idee, începem să construim produsul, poate fi produs tehnic, un website, o aplicație și o construim pentru noi, pentru că noi credem că e cea mai bună chestie de făcut acum, ne dedicăm timp, o facem și după ne gândim numai la marketing și cum să facem să ajungă la cât mai mulți oameni și să facem mulți, mulți bani din ea. Doar că omitem un pas. Noi nu am vorbit încă cu niciun potențial client. Noi nu știm dacă această aplicație pe care am făcut-o este într-adevăr ceea ce își dorește lumea. Cu siguranță e ceea ce ne dorim noi, dar nu noi ne cumpărăm produsul. Așadar, ce facem când începem deja de la pasul 3 de idee? E bine, presupunem care ar fi segmentul de clienți ce ar dori să cumpere produsul și acestea se numesc early adapters, care sunt de obicei cei care au mai încercat soluții similare și nu au fost mulțumiți sau chiar au încercat să-și dezvolte și ei o soluție proprie la o problemă cu care s-au întâmpinat din cauza că nu au găsit pe piață ceea ce aveau nevoie. Pasul 2 ar fi să intrăm în contact cu acești oameni face to face sau online pentru a le oferi să testeze produsul și să ne dea feedback. Deci trebuie să ajungem cu produsul nostru cât mai repede în piață, cât mai repede să-l dăm în mâinile altora, ca să ieșim din bula noastră că totul e perfect și să uh, fim acolo față în față cu oamenii care spun cât de multe lucruri nu le plac la ideea noastră. Și noi trebuie să fim tari, să nu plângem. Și să primim feedback-ul și să îmbunătățim uh, aplicația după nevoile utilizatorului, nu după nevoile noastre. Pasul 3 ar fi să, pune, să putem experimenta aici cu mai multe segmente de clienți, doar ce am putea să găsim oameni interesați și acolo unde nu ne-am gândit că ar exista. Deci, noi, dacă ne-am gândit că doar uh, bărbați cu vârste între 18 și 20 de ani ar folosi un anumit. Uh, produs. Ei bine, hai să mergem și la bărbați între 40 și 45 de ani. Poate și acolo găsesc ceva interesant, o funcționalitate care îi atrage și poate sunt mai mulți oameni de 40 de ani decât cei de 20. Iar în ultimul rând, suntem deschiși să ascultăm întreaga poveste a persoanei în legătură cu ce a încercat să facă în trecut pentru a putea identifica niște nevoi sau probleme la care nu ne-am gândit până atunci, pentru a putea să venim cu criterii de succes pentru soluția finală. Așadar, este putem să întrebăm pe oameni, ai fost pus vreodată în situația în care s-a întâmplat X și dacă omul zice nu, atunci... Uh... Nu renunțăm neapărat, ci putem să întrebăm atunci o situație similară care implică dacă e vorba de mașini, atunci zici care implică mașini și nu ați fost pe deplin mulțumiți de ce s-a întâmplat acolo. Și el zice, da, e bine, atunci deja începe el să-și să zică oful în legătură cu alt subiect. Și cine știe, poate acel alt subiect. O să fie mai comun, o problemă mai comun găsită decât prima experimentată. Ok. Și pasul 5. În momentul în care descoperim noi nevoi, acestea intră în procesul de validare alături de nevoile inițiale identificate. Exact cum ziceam. Super. Acum că știm toate astea, aș vrea să întreb din nou dacă sunt ceva întrebări pe chat legate de aceste situații în care putem să ne aflăm. Sau dacă vreți să puneți voi acum o întrebare legată de ceea ce s-a discutat până acum. Doar dați drumul la microfon și ziceți. Ok, înțeleg că totul e clar. Sau foarte confuz, una din două. Sperăm că foarte clar. Ok. Pasul 3. Acum că știm în ce situație ne aflăm și ce pași putem face, ajungem în momentul în care trebuie să structurăm un interviu. Iar acest interviu are câteva elemente, anume, trebuie să aflăm în urma acestui interviu date demografice, trebuie să aflăm care este job to be done persoanei, și ne reîntoarcem la acea grafică cu cinci pași al acestui job to be done. Vrem să aflăm, bine, parte din job to be done este și următoarea situația, contextul, deci când s-a întâmplat asta. Vrem să aflăm provocările utilizatorului atunci când dorește să își îndeplinească muncă. Vrem să aflăm și motivația, de ce anume a început asta sau de ce vrea să rezolve asta sau de ce pur și simplu merită să se gândească la lucru acela. Din nou, suntem aici la problemă și la nevoi. Încă nu avem nicio treabă cu soluția. Deci soluția noastră încă nu există aici. Suntem pe problemă, pe nevoi, pe a înțelege dificultățile prin care potențialul nostru client trece în anumite situații și contexte. Vrem să aflăm și ce soluții sau alternative obișnuiește să folosească pentru a îndeplini acel job to be done. Deci, cum ai făcut asta până acum? Ok, ai mai, ai mai intrat, ai mai fost pus în această situație dificilă. Ce rezolvări ai găsit deja? Și aici omul poate să zică la ce soluție a mai recurs și putem să-i întrebăm după, din nou, calitativ, întrebări calitative, deschise, ce anume ți-a plăcut la soluția existentă, ce anume crezi că ai mai fi avut nevoie și așa mai departe. Apoi vrem să vedem rezultatul final. Tot ține parte de job to be done, partea, partea personală, funcțională și emoțională. Deci cum te simți, cum vrei să fii perceput de ceilalți și impactul adus comunității sau chiar sinelui. Ca și sfat să ne concentrăm pe lucrurile care deranjează oamenii atunci când vor să facă o anumită chestie care îi deranjează sau în care ei au o dificultate, unde există o dificultate sau unde lumea zice că da, uite, ar fi putut merge un pic mai bine pentru că nu mi-a plăcut asta și asta, acolo noi din problemele altuia vedem oportunitate. Să, faci un, să aduci un produs sau un serviciu pe piață înseamnă să vezi o oportunitate pe piață, adică o problemă, ceva ce ar putea fi îmbunătățit, și lumea să ne plătească pe noi ca să îi ajutăm, să le facem viața mai ușoară. De asta, pe noi ne interesează foarte mult lucrurile de care oamenii se plâng, pentru că de acolo putem să ne gândim la soluții cum anume să îi ajutăm. Structura unui interviu ar putea fi spusă în, în cinci pași. Asta e așa, ca să ne gândim noi de obicei, întrebările care le punem să fie în aceste părți, cele cinci părți. Deci, în prima parte, vrei să cunoști mai bine persoana, să te cunoască și el pe tine, ca om care ia interviu. Deci, să fie așa o discuție cât mai naturală, o introducere. După ce ne-am făcut comozii unul cu alții, vrem anume să aflăm. Eu aici am dat un caz, un. O persoană vrea să facă un startup care să combată global warming -ul. Și de aici am zis așa, ok, să aflu de ce anume e interesat acea persoană de global warming Adică ce îl face interesat de acest subiect Apoi partea a treia, ce știe că ar trebui făcut, ce anume a făcut în legătură cu situația Cu cine a colaborat, când anume, cum a adunat informații despre subiect Uh, pros and cons, deci acțiuni concrete pe partea funcțională. Păi partea patra, vreau să-i aflu motivația, vreau să-i aflu cum s-a simțit atunci când a fost pus în situația aia, de deci, pe partea emoțională mergem aici, la ce te-ai gândit atunci când ai auzit că ceva s-a întâmplat și genul ăsta de întrebări se pot folosi. Apoi, ce ai fi vrut să găsești de fapt? Ce rezultat ai fi vrut să aibă acțiunea respectivă? Aici vrem, de fapt, să știm cum arată lumea ideală în care ar dori să trăiască, când problemele nu ar mai exista și totul ar merge foarte, foarte lin, foarte smooth. Ca și tip. Să insistăm la fiecare răspuns pe elaborarea detaliilor despre ce probleme a avut legat în această situație. Deci, din nou, vrem să aflăm cât mai multe detalii despre lucrurile care nu au mers așa de bine. Pentru că lucrurile care nu merg bine sunt potențialul nostru de a face lucrurile să vină mai bine și de a oferi clientului ceva de care chiar are nevoie. De aici, cum punem întrebările potrivite? Întrebările trebuie puse întotdeauna la timpul trecut pentru a afla despre experiența persoanei în trecut cu un produs similar sau o situație similară. Vrem să aflăm ce rezultat a vrut să obțină, cum a vrut să-l obțină, ce alternative a încercat, ce pași a urmat, ce lucruri s-au părut ușor de făcut, ce i s-a părut dificil, ce ar fi plăcut să facă, dar nu a reușit, ce a simțit în acele momente. Deci toate astea puteți să-i faceți și o poză dacă vreți. Sunt niște întrebări, niște direcții care sunt aur. Deci dacă reușim să primim răspunsul la tot ce am scris eu aici în acest paragraf, care sunt sub 10 aspecte, atunci avem foarte mare claritate asupra ceea ce își dorește sau ce nevoie are și ce experiență a avut o anumită persoană. Folosim întotdeauna întrebări la timpul trecut pentru că opiniile despre viitor sunt imprevizibile. Se schimbă în funcție de starea emoțională a persoanei din momentul în care răspunde, în timp ce lucrurile care s-au întâmplat în trecut sunt clare, nu pot fi schimbate și oferă un grad mai mare de fiabilitate a răspunsurilor. Cum era vorba aia cu cei în mână, nu-i minciună, așa e și cu uh, întrebările la timpul trecut. Ei bine, ce s-a întâmplat? E acolo s-a întâmplat, putem vorbi clar. Ce e de viitor? Adică întrebăm ți-ar plăcea să mergi în vacanță în Miami. Și el zice: "Da, mi-ar plăcea." Și după îi dai biletul, îi dai tot, uite, ăsta e cadou. Și el zice: "Vai, da nu pot, că trebuie să merg cu avionul și mi-e frică de avion și nu mă duc." Adică lui ar plăcea, dar cu cine ajută pe noi că i-ar plăcea, dacă nu o să ajungă niciodată să finalizeze acel lucru de asta punem întrebări la timpul trecut și vedem exact ce s-a întâmplat. Mai ai fost pus în situația asta? Da, atunci putem vorbi pentru că ai fost pus în situație, ai o experiență pe care ai trăit-o și poți să ne povestești despre ea. Nu vorbim la timpul viitor, la ce părere ai, la ce ar fi dacă. Asta sunt pe altă zonă, în parte de idei poate, acolo da, la parte de idei, dar noi încă suntem în pasul 1 din design thinking, acela de a fi empatic, de a Aduna informații ca să ne ajute să venim cu acea listă de criterii de succes pentru idei. Deci, încă suntem la partea de empatie și vrem să aflăm care sunt criteriile de succes, cum anume trebuie să sau ce funcționalități ar trebui să ofere ideea mea ca să satisfacă clientul. Exemple de întrebări. Nu o să le citesc acum pe toate, puteți din nou să faceți o poză, oricum o să vă trimiți și prezentarea, nicio problemă. Dar să vedeți că absolut toate întrebările de aici sunt la modul trecut și sunt întrebări deschise. Spre deosebi întrebările închise sunt întrebări care au ca răspuns da sau nu. Nu prea vrem astfel de răspunsuri. Vrem, alea da sau nu, sunt la parte de cali, uh, cantitativ. Vrem să aflăm câți oameni cred că un lucru e bun sau rău, de exemplu. Acolo vrei întrebare de da sau nu. Vrei răspuns de da sau nu. Ei bine, aici, la partea de calitativ, sunt întrebări deschise care inițiază omul cu care vorbim într-o discuție, Într-o descriere, într-o poveste. Ok, mai puțin asta. Văd că e cum vezi idealul X. Și asta ar fi ok dacă e pe baza unor lucruri ce s-au întâmplat în trecut. Poate fi ok și asta. Dar pentru parte de idei. În rest, toate sunt la timp trecut. Okay. Cum se formulează o ipoteză? Ipotezele se bazează pe validarea celor mai riscante presupuneri. În literatură puteți să găsiți Risk Assumptions. Cele mai riscante presupuneri sunt percepțiile noastre despre anumite părți ale ideii noastre, care, dacă se dovedesc a fi false, întreaga idee de afaceri se prăbușește. Și putem să dăm niște exemple ca să vedem că am înțeles. De exemplu, credem că viitorilor noștri clienți le va plăcea să ne cumpere produsul de pe o aplicație. În schimbul unui magazin fizic, dacă oamenilor le place să probeze produsele înainte, iar noi le vindem direct din aplicație, ce se va întâmpla? Și aici vă rog să mă ajutați cu răspunsul. E un răspuns simplu. Ce credeți că se va întâmpla? Dacă oamenilor le place să probleme de produse înainte, dar noi nu le dăm șansa asta și îi punem direct să cumpere de pe aplicație. Clientul pleacă. Ok, da. Cred Alte răspunsuri. de retura a produsului. Ok, o să ajung și la asta. Da. Sau ce ai zis, că le oferim posibilitatea de retur? Da, să retorne, returneze produsul în caz că nu le da. este bun. Asta e perfect. Deci, într-adevăr, ce se întâmplă? Oamenii, în primul rând, nu cumpără. Da? Dacă eu am frica asta că nu o să pot să-mi cumpăr un tricou de pe internet, eu trebuie să-l probez neapărat, atunci și nu oferă site-ul această opțiune de a returna gratuit sau măcar de a returna produsul, eu mă sperii și nu mai cumpăr. Și dacă nu mai cumpăr, atunci nu merge businessul. Ipoteza, adică asta, risk este assumption, cea mai, că în română mi-e greu să zic cum îi zice, risk este celor mai riscante presupunere. Da? Cea mai riscantă presupunere este asta. Noi presupunem că oamenilor le va plăcea să ne cumpere produse de pe o aplicație. Asta e primul gând cu care noi pornim. Noi credem că, cu toate că toată lumea merge în mag, bine zic asta înainte de era noastră cu shopping online, dar zicem că vrem să fim revoluționari, da, pe acum 20 de ani. Ei bine, atunci lumea mergea în magazine și proba hainele. Dar noi am pornit o aplicație să vină haine online. Noi ne-am bazat pe faptul că am crezut că la oameni o să le placă să cumpere produse de pe aplicație. Și vă dați seama că dacă la om nu-i place să cumpere produse de pe aplicație, atunci tot businessul nostru cade, pentru că noi am făcut aplicație. Așa vine și exemplul numărul 2. Credem că potențialii noștri clienți sunt tinerii cu vârste de 18-24 de ani. Iar toate mesajele de marketing pe care le vom face se vor adresa acestui demografic. Ce se întâmplă dacă, de fapt, oamenii de 30-40 de ani sunt mai interesați, dar nu comunicăm potrivit cu ei? Din nou, aștept un răspuns de la voi. Simplu. Nu vom avea suficienți clienți. Perfect. De ce nu vom avea suficienți clienți? Pentru că altfel zici un mesaj de 18-24, poate, nu știu, mai jucăuș, mai e legat de școală, mai e legat de chestii de genul ăsta, pe când la 30-40 oamenii deja au copii, au alte griji, alte chestii. Deci, dacă noi comunicăm doar oamenilor de 18-24, că așa credem noi că iați clienții noștri ideali, dar de fapt alți oameni de alte vârste, atunci, practic, oamenii de aceste vârste mai înaintate se uită la mesajele noastre și nu se regăsesc în comunicarea noastră în marketing și, practic, nu cumpără de la noi pentru că se uită la brandul nostru și zic, băi, brandul ăsta pe mine nu mă înțelege. Se adresează altcuiva, dar numai nu mie. Și, din nou, oamenii nu cumpără. Din nou, risc este assumption, este Că ne adresăm tinerilor cu vârste de 18-24. Ei bine, toate aceste risk assumptions trebuie validate înainte ca noi să începem să băgăm bani în marketing. Noi trebuie să fim siguri că, într-adevăr, dacă pe asta ne bazăm noi, că vom face produse purtate de acești, aceste persoane, trebuie să validăm dinainte că, într-adevăr, acest range de vârstă este corect. Din nou, asta este o ipoteză de testat, deci un risc este assumption de testat, vârstă. În exemplu 3. Credem că publicului nostru țintă o să le pese că folosim materiale sustenabile și că donăm 2% din profit unor cauze sociale, iar din cauza asta sunt dispuși să plătească un preț mai mare față de cel al competitorilor. Ce se întâmplă dacă această ipoteză nu se adeverește? Din nou știți răspunsul, nu o să avem clienți. De ce? De ce nu o să avem clienți? Păi noi credem, că, asta e ipoteza noastră, că sunt dispuși să plătească un preț mai mare față de cel al competitorilor. Din ce cauză? Din cauza că noi oferim materiale sustenabile și că donăm 2% din profit. Dar asta e doar în capul nostru. Noi dacă nu validăm cu oamenii că ei, într-adevăr, din cauza asta, din cauza materialelor și din cauza faptului că noi donăm 2% din profit unor cauze sociale ei plătesc mai mult, atunci toate mesajele noastre de marketing în care o să zicem peste tot cât de sustenabil suntem și cum donăm noi unor cauze, ei bine, pe oamenii noștri, pe segmentul, pe publicul nostru țintă, s-ar putea puțin să le pese de astea două lucruri pe care noi tot le băgăm în față. Și ei, de fapt, să fie dispuși să plătească mai mult pentru calitate, pentru originalitate, pentru alte lucruri pe care noi poate le avem, dar nu le evidențiem, pentru că noi credem și stăm în bula noastră că lumea plătește mai mult că suntem sustenabili și că donăm. Deci din nou ne gândim mereu, facem primul pas este să facem o astfel de ipoteză și să extragem din această ipoteză care sunt cele mai uh, riscante presupuneri pe care le avem, iar pasul al treilea, să testăm aceste presupuneri prin interviuri. Uh, voi propune un joc de roluri. O să am nevoie de o persoană din public. Este, uh, o să fie un exemplu simplu despre o aplicație de comandat uh, mâncare. Uh, în schimbul mersului la restaurant, am pregătit o serie de întrebări. Care întrebările acestea pot fi puse către orice fel de situație? O să vedeți că întrebările sunt deja scrise, deci, indiferent de ce răspundeți voi, o să tot merg cu întrebările de pe slide și o să vedeți că ajungem la un rezultat destul de interesant. Așadar, cine dorește să povestim un pic despre experiența sa cu o aplicație de comandat mâncare. Eu. Ziceți eu, da. E ok, durează trei minute. Încerc eu. Bine, cum te cheamă? Iulia. Bună, Iulia. Mulțumesc că ai curajul. Mulțumesc. Ok, despre care Uh, opa. Uh, îmi poți spune ce metode ai folosit până acum pentru a reuși să-ți comanzi mâncare de pe internet? Am folosit aplicații, și dar am comandat și de pe site-ul restaurantului. Uh -huh. cum ar uh, să ne ducem un pic pe aplicații. Uh, despre okay. care aplicație ai dori să discutăm? Taz, Bold Food, uh. Și despre care, care? Taz, da? Bine. Îmi poți spune care au fost pașii pe care i-ai urmat pentru a reuși să finalizezi o comandă folosind aplicația Taz? Prima dată m-am gândit ce vreau să mănânc, apoi m-am uitat dacă sunt ceva reduceri, apoi am ales restaurantul în funcție, de, în funcție de ce vreau să mănânc și de preț. Am pus produsele în cost și am comandat. Și am ales adresa, am pus metoda de plată și apoi <laughs> în mană. Excelent. Și ai putea să-ți aduci aminte dacă au fost unele momente în care ai simțit că te-ai fi putut descurca mai bine sau lucrurile nu au decurs de conform așteptărilor? Păi ce ține de mine, nu. Ce ține de ei s-ar fi putut îmbunătăți uneori. Ok, da. Și ce ține de ei, ce anume ar putea fi putut? Timpul de livrare care Scria că e unul, apoi a fost altul. Calitatea produsului poate nu a ajuns așa cum îmi doream, sau nu era împachetat bine, sau nu era cald, sau chestii de genul. Și ceva din aplicație. Um, ok, la, lasă așa, e foarte bine. Având în vedere aceste situații, de ce ai fi avut nevoie pentru a avea o experiență mai plăcută? Și aici poate ne referim și la aplicația în sine, că poate nu-i vina, nu vina aplicație, că da. restaurantul a adus mâncarea mai târziu, dar ceva legat de aplicație, ca să ai o experiență mai plăcută. Un răspuns mai rapid la problemă, adică le scriu feedback și să mi se răspundă mai rapid. Uneori trebuie să dau și mail sau nu, nu primesc un răspuns. Super, super, mulțumesc. Și în legătură cu lucrurile care ți s-au părut ușoare de făcut, îmi poți să enumera câteva dintre acestea? Păi, um, e totul foarte, cum să zic, ușor. Adică oricine poate să comande, intuitiv aplicația. Um. Ce anume se pare ușor în tot procesul acesta de a finaliza o comandă? Ușor că pot să stau în confortul meu sau la serviciu și mâncarea să-mi vină la ușă. Super. Și îmi poți spune ce anume ți s-a părut că a făcut aceste lucruri să fie ușor de făcut? Da, deci practic asta te-am întrebat deja. Super, mulțumesc frumos. Practic ce am aflat din această discuție? Anumite lucruri Uh, ah, ce, -ar mai fi, ce ar mai fi de întrebat uh, aici dacă revenim ar fi uh, de ce ai ales Taz și nu ai ales Glovo pentru discuție uh, cu ei am avut cele mai mul multe experiențe plăcute adică n-am avut uh, probleme să zic mm -hmm. legate Dar de cu tine Glovo, aș... cu Glovo ai avut alte probleme de multe ori mâncarea întârzia, adică zicea o oră, venea un trei, ceea ce mi se pare foarte mult. Uh -huh. Ok, da, wow. Și de multe, de, de taz, am văzut că au mai fost tot timpul reduceri, adică în fiecare zi găsesc 30% la anumite restaurante și am uh, variante să aleg. Superb, superb. Mulțumesc. Deci, ce am aflat din această, uh, acest mini-interviu? Am aflat uh, de ce alegem Taz și nu alegem Glovo, deci din prima asta e ceva pe care dacă noi vrem să facem o altă aplicație de comandă mâncare, noi știm sigur că vrem să, doar din ultima frază pe care a zis, o știm sigur că vrem să avem oferte zilnice și vrem să respectăm timpii de livrare. Alte lucruri ce am aflat, ce anume s-a părut ușor de făcut, că... Într-adevăr, se trece ușor de la un pas la altul în comandă. Lucrurile astea trebuie păstrate și în soluția noastră. Și în general, da timpii de livrare și calitatea produselor, poate, cine știe, dacă nu ai o experiență plăcută în noua noastră aplicație, oferim poate o asigurare că primești o sumă de bani înapoi, pe care o suportăm noi ca și firmă. Dau și eu un exemplu. Deci, discuția asta a fost foarte ok, pentru că am aflat ce anume i-a plăcut la competiție, ce nu i-a plăcut, de ce a ales competiția A și nu competiția B, și așa mai departe. Deci, atât de simplu poate să fie un interviu uh, de început ca să aflăm uh, exact ce părere au oamenii cu soluțiile care deja există pe piață. Îmi uh, um, da. Dacă îmi permiți, îmi cer scuză că, că te întrerup. Vroiam doar să amintesc studenților că la jumate să deschidă quiz formularul. Am pus din nou linkul pe chat în caz că nu-l găsiți și este și o întrebare în, în chat, dacă vreți să o pun acum, de da, acum. Legat de interviurile calitative și cantitative, cam câți oameni ar trebui întrebați despre situații din trecut ca să putem concluziona că nevoia pe care o țintim este una comună sau nu. Da, este o întrebare bună și uh, de, sunt cazuri în care este suficient să ai uh, oricum minim 10. Uh, e suficient să ai 10 și de în a 10 vezi deja că 6 din 10 se duc în aceeași direcție cu răspuns. Atunci tu cumva ți-ai validat-o. Dar poți să mergi către un, către un grad și mai mare de certitudine uh, să ajungi Până la momentul în care ai șapte sau opt din zece care uh, spun că experimentează o anume problemă și soluțiile care există deja pe piață nu sunt uh, suficiente. Deci, asta calitative. Uh, la cantitativ ar trebui cel puțin o sută. Uh. Și, bineînțeles, dacă nici din 100 de răspunsuri la chestionar nu ai o concluzie clară și părerile sunt împărțite, mai trebuie uh, muncit un pic la tras rezultate până când reușim să tragem niște concluzii clare. Deci cam la asta trebuie să ne uităm, la numărul de, de fapt, la tipul de răspuns. Să ai cel puțin 6 din 10 care se duc în aceeași direcție. Atunci știi cumva că, aha, uite, sunt mai mulți oameni care cred același lucru. Mulțumesc de întrebare. Ok, cum interpretăm răspunsurile? Și cred că asta urma, asta răspunsul pe care l-am dat, intră un pic aici. Și cred că da, intră și nu o să le mai citesc pe toate. Deci, asta le-am mai discutat. Vrem să vedem ce anume le-a făcut plăcere, ce li s-a părut dificil și să facem coloane. Dacă avem 10 oameni, facem coloana cu ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut. Și la coloana cu ce i-a plăcut, vedem din aia 10 oameni câți au zis că le-a plăcut funcționalitatea A, dacă apare A de mai multe ori, B de mai multe ori și așa mai departe concluzii clare, exact în ține de sau, cum am zis, cel puțin 6 din 10 oameni au răspuns la fel. Ok, deci practic după ce reușim să punem toate răspunsurile împreună și să, le numărăm, trebuie să vedem, să venim cu concluziile cercetării și definirea propunerii valorice sau value proposition. Propunerea valorică este o frază care cuprinde motivele pentru care segmentul țintă de clienți dorește să folosească produsul sau serviciul oferit de tine, în contrast cu alte variante de competiții directe sau indirecte de pe piață. Propunerea valorică este ceea ce ne diferențiază de restul competiției și lucrurile care oamenii ne vor ține minte și ne vor considera a fi cei mai buni. O propunere valorică este concisă și poate fi folosită ca. Mesaj principal în campaniile de advertising. De obicei, aceasta poate fi rostită într-o singură frază. Exemplu de propunere valorică avem, de exemplu, la Shopify, care aici, jos, la ei zice: With you from first sale to full scale. Și mai zice jos, one platform with all e-commerce and point of sale features, you need to start to run and grow your business. Practic de aici înțelegem clar din asta, din asta mai, mai cu scris mai mic și mai mult, că este o platformă pentru uh, afaceri e-commerce și point of sale, cu care începi, continui și îți crește afacere de la prima vânzare, deci de la clienți mici, companii mici, până la vânzări mari, deci companii mari. Ok, alt exemplu. Avem la Evernote. Your notes organized effortless. Asta e cumva motto-ul, să zicem, da? Dar după intră în detalii și practic ăsta de jos se value proposition -ul take notes anywhere find the information faster share ideas with anyone meeting notes web pages projects to do lists with evernote as your note taking app nothing falls through the cracks practic aici ne zice din nou ne gândim okay, de ce aș alege eu evernote și nu notion de exemplu care este o alt un alt tool și ar trebui să ne răspundem la întrebarea asta de ce aș alege Evernote prin răspunsul pe care îl dau aici. Îmi zice că iau notițe de peste tot. Asta înseamnă că ai și pe telefon și pe laptop. Find information faster. Probabil au anumite filtre prin care găsim informația foarte rapid. Au repartea de sharing ideas. Da? Deci poți să dai share foarte ușor să inviți alții să colaborezi probabil. Și așa mai departe. Deci, practic, aici au pus funcționalitățile pentru care ei vor să fie cunoscuți către oameni. Și aceste funcționalități pentru care ei vor să fie cunoscuți sunt, de altfel, și motivele, și cele mai mari nevoi pe care oamenii le au. Deci, ei au descoperit că astea sunt lucruri importante pentru uh, clienților: să ia notițe pe orice device. Și pentru că știu asta, și-au pus asta în value proposition, și asta îl vând mai departe, pentru că știu că oamenii asta caută. Legat deci, de. Da? Scuze, am crezut că e propunerea valorică, există o întrebare. Această propunere valorică poate fi confundată cu motoul unei companii? Cu ce anume să fie confundată? Cu motoul unei companii. Vorbeai de moto. Ok, moto, moto, moto ar datam, putea fi ăsta de sus your notes organized effortless. Asta e motoul. Dar după am zis că value proposition de fapt este acesta un pic mai complex în care într-adevăr îți dai seama de cum ești diferit față de sau de ce să te aleg pe tine și nu pe alții. La fel ca și la Spotify. Motoul lor poate să fie Asta, with you from first sale to full scale. Dar asta e mai mult ceva de marketing, nu înțelegi foarte bine. De asta, value proposition-ul vine cu scris mic și cumva îți explică mai în detaliu ce vrea să zică moto-ul. Deci avem moto și value proposition. La modul ăsta am putea să ne gândim. Un alt exemplu ar fi Every class with one fitness pass. Asta e moto-ul dar după zice jos committing is hard so don't workout at any gym try any workout and do it all with one app try class pass for free și practic aici avem motto și doi value proposition care pune foarte mult accentul pe să încerci orice gym orice workout cu o singură aplicație pentru că e foarte greu să fii committed pentru o singur workout sau o singur sală de sport. Asta, commit, commitmentul a reieșit din partea interviurilor lor, că este cea mai mare problemă a oamenilor și atunci această mare problemă ei o evidențiază și zice pentru problema asta mare a voastră, noi am găsit o soluție și astea sunt caracteristicile soluțiilor, soluțiilor ia-ne pe noi. Ca să avem un Customer Value Proposition uh, bun, avem uh, cinci aspecte care contribuie la un Value Proposition bun și anume partea de Functional Value, Emotional Value pe care noi îl oferim, da? Economic Value, poate le ajutăm pe unul să salveze bani, uh, poate suntem mai ieftini ca alții sau uh, chestii de genul ăsta și Symbolic Value și End Value. Deci toate astea, valorile astea, noi putem să venim cu fiecare, cu bullet point, așa, să le descriem și încercăm după să facem un value proposition care să cuprindă fiecare din aceste elemente într-un fel sau altul. Ok. Am ajuns aproape de finalul prezentării. Suntem la partea numărul 2, anume validarea soluției pe piață. Și până acum am discutat despre validarea problemei și de la problemă am venit cu niște criterii de succes, să spunem, și pe baza celor criterii noi știm că aplicația noastră, ideea noastră trebuie să ofere A, B, C, D, Acum că știm ce anume trebuie să conțină soluția, abia acum începem să ne gândim, ok, cum arată soluția, uh, cum arată ea, puse toate informațiile la cap la cap, cum, ce formă îi dăm. Și ajungem la partea de product market fit. După ce avem problema validată și am corectat informații despre cerințele viitorilor noștri clienți, în legătură cu soluția noastră, a venit timpul să punem cap la cap informațiile și să construim un produs minim viabil, MVP, sub diferite forme. Scopul acestui lucru este pentru a ne expune ideea cât mai ieftin posibil, dar să reușim în același timp să vedem care este interesul publicului pentru soluția noastră. Vă aduceți aminte cei cinci pași din design thinking. Primul era empatizarea cu interviurile, Al doilea este define, definirea criteriilor de succes, al treilea este ID8, adică venim cu idei. Al patrulea este prototyping sau acest produs minim viabil, da, un prototip. Și pasul 5 este testarea. Noi acum suntem deja la pasul 4 din design thinking, anume prototiparea și testarea. Și acum vedem metode de prototipare și testare. Acest interes se poate observa, deci acest interes al clientului pentru produsul nostru se poate observa prin acțiunile pe care le iau oamenii în legătură cu intenția lor de a cumpăra sau de a afla mai multe informații despre ce facem. În sesiunea de azi, o să descoperim mai multe experimente pe care le putem face pentru a valida dorința oamenilor de a folosi produsul nostru. Deci, vrem să vedem într-adevăr că oamenii își doresc ceea ce noi avem de oferit. De asemenea, Tipurile acestea de experimente pot fi folosite pentru a testa mai multe componente ale afacerii noastre din Business Model Canvas, răspunzând la întrebări precum unde o să vând produsul, când e bine să încep, de ce ar vrea lumea să cumpere, cât ar fi dispusă să plătească, cum ajung clienții să afle despre mine și așa mai departe. Practic, dacă căutați pe net Business Model Canvas, poate ați mai dat de el, dar sunt, anumit, sunt câteva, cred că 10 elemente care pot descrie și detalia un business. Practic eu, dacă primesc un business model canvas de la oricare din voi și este completat cu totul, îmi dau seama despre afacerea voastră. Pot să știu, știu practic răspunsurile la orice întrebare aș avea despre afacerea voastră. De asta ar fi bine să începeți cu un business model canvas să vi-l faceți, să vă fie clar exact cum funcționează afacerea pe toate nivelele. Și există. Am găsit eu, am considerat să împart aceste experimente în două medii, mediul fizic și mediul online. Experimentele în mediul fizic sunt și cele mai. Nu neapărat accesibile, dar e în funcție de situație. Aici vedeți o poză cu mine de acum vreo 4-5 ani de zile. În Amsterdam, la un târg de Crăciun, cu aceste sticle Funky Battles, în colaborare cu alți artiști, aveam și aici, vedeți, tricouri, printuri. Am pus produsele, am avut și o tombolă și am uh, interacționat cu cât mai mulți oameni să aflu uh, părerea lor uh, despre aceste produse, despre preț uh, și așa mai departe. Primul beci a fost destul de mic, 100 de sticle și o sticlă se vindea cu 25 de euro, din care 5 euro era transportul și am vrut să validez într-adevăr dacă na, ce anume își mai dorește lumea, pentru cine cumpără. Aici, bineînțeles, era Crăciunul și cumpăra pentru cadouri. Și s-a adeverit că chiar și după perioada Crăciunului lumea cumpăra aceste produse nu pentru ei, ci ca să le dea cadou, pentru că li se părea o chestie foarte drăguță de a fi dată cadou. Și după ce am aflat asta, am început să ne schimbăm mesajele de marketing și să băgăm chestia cu hei, cauți cadou potrivit pentru copilul tău, atunci uite aici sticla aceasta care e, nu dăunează mediului și e și bună pentru sănătate, că nu conține chestii toxice și așa mai departe, precum plasticul. Și chiar am avut o creștere destul de mare doar schimbând mesajele de comunicare. Din nou, aici de ce a mers bine? Pentru că am știut job to be done. Job to be done al omului era să facă un cadou uh, frumos persoanei dragi. Nu cum credeam eu că jobul este să. Bine, era și asta, să aibă grijă de planetă și să fie sustenabil și chestii de genul ăsta. Nu. Unul din joburi era să facă un cadou frumos. Care. Avea și parte de sustenabilitate, avea și partea de customizabil, deci asta era să înțelegem job to be done. Apoi, dacă avem un produs fizic sau o situație care poate fi reprezentată vizual, putem folosi prototip din carton și să invităm omul să ne dea feedback pe acest prototip de carton. Practic, e ideea noastră la o scară mai mică. Care poate fi construită ușor, poate fi îmbunătățită ușor, și omul altfel dă feedback și înțelege despre ce e vorba atunci când îi pui o chestie fizică în față, decât dacă doar îi povestește. Se mai poate face în loc de carton reprezentare cu Lego. Există o metodă, se cheamă chiar Lego Serious Play și e folosită în firme ca oamenii să poată să colaboreze mai bine pe ideation, deci pe partea de brainstorming, să vii cu idei, pentru că văzând lucrurile în fața ta, atunci poți să crezi mult mai ușor, îți vine mai, mai ușor să crezi decât doar dacă ești în mintea ta și doar ai cuvinte. E mult mai ușor să construiești și să-ți imaginezi atunci când ai chiar lucruri vizuale. Și de asta recurgem și la tehnica LEGO atunci când este posibil. Se mai pot face și reprezentări vizuale, anume un desen, deci chiar și un desen ajută mai mult decât doar dacă îi spui omului anumite cuvinte. E foarte ok să ai un desen, să ai ceva palpabil sau ceva eventual care are o formă. Dacă e vorba de aplicații, atunci și nu știm cum să construim o aplicație, atunci putem să desenăm foarte ușor pe o foaie de hârtie, ca și cum ar fi screen-urile unei aplicații, și să dai, practic, să avem vreo 5-6 pagini, și în momentul în care îi zici omului, uite, apas pe butonul ăsta, tu dai pagina ca și cum te-ai mutat pe următorul screen și omul încearcă să înțeleagă, să-și dea seama dacă experiența e bună sau nu, dacă butonul i-ar fi fost mai ușor să fie sus sau jos sau tot felul de chestii de genul ăsta. Se mai pot face reprezentări vizuale a idei prin formatul de storytelling, anume împărțim o foaie de hârtie în 8 cadrane și începem cu situația curentă în care se află utilizatorul, după care spunem problema sau dificultatea pe care o întâmpină, după care următoarele patru ecrane descriem uh, procesul prin care, de exemplu, se face comanda printr-o aplicație, cum ar fi cea de la Taz, da? Și zicem exact, uite, aici practic în astea patru descriem aplicația, iar la final este outcome-ul. Outcome-ul, adică uh, cum pleacă clientul, uh, care e starea finală emoțională, funcțională, acele din job to be done cu care pleacă clientul la final, și în, în finalul final <laughs> punem uh, practic formula aia and they lived happily ever after. Adică au trăit într-o lume ideală, aici e viziunea noastră despre cum arată uh, lumea perfectă în care am trăit, dacă soluția pe care o oferim are exista la câți mai mulți oameni. Și terminăm așa într-o într -o stare foarte pozitivă și Motivantă, să zicem așa, care te face să vrei mai mult, da, vreau produsul, vreau să-l cumpăr. Ei bine, pe această storytelling puteți prezenta povestea potențialilor clienți și ei să vă zic că, într-adevăr, dacă se regăsesc în aceste situații și dacă pașii de descriere a aplicației sau a orice soluție, produs, serviciu ați avea, sunt cum trebuie, sau anumiți pași ar putea fi îmbunătățiți, schimbați, adăugați și așa mai departe. E foarte ok să folosiți storytelling pentru că poveștile rămân în mintea oamenilor, față de doar bullet points. Deci, mereu, dacă aveți de cerut feedback cuiva, încercați să folosiți povești, adică să aibă un context, un început, o problemă, un suspans, o rezolvare și un final. Ok, tot în mediul fizic ce putem face este să împărțim flyere și broșuri ce conțin un cod QR sau un număr de telefon unde oamenii pot scana sau suna pentru a-și arăta interesul că doresc să afle mai multe detalii. Aici mi-am ajutat un prieten care a deschis o școală de dans sportiv. Targetul lui era copiii de generală și ne gândeam cum să ajungem noi la acești copii de generală, pentru că reclamele pe Facebook nu îi targetează la acea vârstă, din câte știam la momentul acela. Și, de fapt, trebuia să ajungem la părinți, pentru că părinții luau decizia dacă copilul o să meargă sau nu. Și unde puteam să găsim cel mai eficient părinți care au copii de generală ca să ajungem fix la ei. Adică noi printăm 100 de pliante și toate 100 dorim să ajungă la oameni potriviți fără să irosim niciuna. E bine, ne-am dus în pauza de la prânz în fața școlilor generale, de fapt colegul ăsta meu s-a dus. Și acolo toți părinții își așteaptă copiii să iasă de la școală, a înmânat aceste flyere, a avut ocazia chiar să răspundă anumitor întrebări legate de curs, părinții l-au plăcut, și în două săptămâni de zile, combinat asta cu online-ul, cu reclame pe social media, a avut aproape 20 de cursanți, deci sala aproape plină, ca să își facă el două grupe de, de, dans. A costat foarte puțin să printeze aceste broșuri și a fost mult mai eficient decât, decât reclamele pe Facebook, mai eficient adică mai ieftin dacă pe Facebook pentru un telefon aveam un anumit cost, ei bine, la costul acesta cu flyer era, era mult mai mic. Ce mai putem face este mystery shopping, adică utilizăm produsele competitorilor pentru a învăța din experiență și a găsi criterii pentru o soluție mai bună. Povesteam în trecut că ai putea să întrebi pe alți clienți ai competitorilor ce păreau au despre produse, dar același lucru putem să-l facem și noi, să cumpărăm noi produsele competitorilor și să vedem ce anume ar putea fi îmbunătățit acolo. Al doilea pas este experimentele în mediul online și cel mai cunoscut experiment se cheamă Smoke Test, anume se creează un landing page cu buton de cumpără acum și facem reclame pe Facebook, postăm în grupuri și așa mai departe pentru a aduce trafic pe website și a vedea câți dintre oamenii care intră vor apăsa într-adevăr pe buton. Aceștia pot fi redirecționați după ce apasă pe buton pe o pagină unde poți să-și lase adresa de mail, dacă vor să fie ținuți la curent cu ultimele noutăți sau să descarce resursa gratuită pe care le-ai promis-o. De exemplu, ai o idee de serviciu, produs doar pui poza pe website și ai butonul de cumpăr acum, dai click pe butonul de cumpăr acum și îți apare acest pop-up și îți spune, hei, scuze, produsul nu este pe stoc, dar când va deveni disponibil, o să te anunțăm, lasă-ți adresa și numele și intri în baza noastră de date. Și dacă facem asta și vedem că din 100 de oameni care intră pe website, unul dă click pe uh, pe acest buton de cumpără acum, atunci știm că, că, știm că dacă vrem să avem 100 de produse vândute, trebuie să avem câți? 100 de vizitatori pe website. Așa că ne gândim, ok, cât ne-a luat nouă să atragem 100 de vizitatori, înmulțim prețul acela până ajungem la 100 și ne dăm seama, ok, care e bugetul nostru de marketing de care avem nevoie. Tot în acest fel ar putea fi, am putea să testăm și prețul. Lăsăm Sunt mai multe variante. Una din ele ar fi să lăsăm o săptămână de zile produsuri cu prețul de 10 dolari și a doua săptămână cu prețul de 20 de dolari și să vedem dacă numărul de oameni care dau click pe butonul de cumpăr acum scade sau crește. Și în felul ăla vedem dacă prețul contează. La fel putem face și cu caracteristicele produsului sau a serviciului, în momentul în care descriem, putem să tot schimbăm sau da, putem să tot schimbăm caracteristicile ca să vedem ok, ce se întâmplă dacă zic că uh, uh, produsul are 10 cm, 10 cm în loc de 20 cm. Contează dimensiunea pentru om. Și tot așa vedem comparativ de la o săptămână sau de la o zi la alta, mai bine cu o săptămână. Uh, câți oameni, într-adevăr, dau click uh, în funcție de schimbările pe care le facem. Dacă avem o aplicație, putem să facem user testing sau un website printr-un digital mock-up în care oamenii să interacționeze cu acesta. Practic, dacă folosim unelte gratuite precum Figma, Adobe XD nu cred că e gratuit, dar Figma este sigur, putem face doar niște imagini grafice, deci în punct de vedere doar design și în momentul în care dai click, de exemplu, pe butonul de Add to Cart, să fie linkuit acest buton cu următoarea imagine și face să pară că această aplicație de fapt are cod în spate, dar nu are cod, doar sunt niște poze și în momentul în care apeși anumite poze de aici, te duce la poza respectivă Practic, ăsta e începutul oricărui proiect. Mai întâi ai aceste mock-up-uri și după aceste mock-up-uri developerii fac aplicația în sine. Mai putem să postăm și mesaje pe Reddit în care descriem ce dorim să facem și menționăm că avem nevoie de părerea oamenilor. De asemenea, putem ruga să descrie experiențele lor cu produse similare. În exemplu de față, cineva a venit cu un nou item pentru un joc și a cerut părerea ce ziceți de acest item și a primit un răspuns că e fain, dar ar mai putea să fie adăugat și XYZ. În funcție de subiectul vostru, puteți să mergeți la comunități precum Reddit, dar și grupuri de Facebook de oameni care sunt interesați și să-i rugați pe ei, hey, uite, vreau să fac asta, știu că voi aveți experiență cu așa ceva, ajutați-mă. Fie le dai un formular în care ei să răspundă câteva întrebări și să-și lase și numărul de telefon, ca după tu să poți să-i suni și să ai acel interviu calitativ, în care să poți chiar să ai discuții, să-i pui întrebări mai pe lungă durată. Deci poți să începi cu un chestionar scurt, măcar să iei numărul de telefon a omului, ca după să îl suni și să intre mai, mai mult în detalii. Să mai pot face experimente pe lansări pe Product Hunt, astea sunt platforme unde oamenii dau feedback în momentul în care lansezi un produs tech și aici jos am lăsat mai multe linkuri cum să lucrezi ca lansarea ta pe Product Hunt să fie de succes, să apare aici la Product of the Day și să te vadă sute de mii de oameni care accesează site-ul zilnic. Mai putem să folosim comunități de Discord în care să oferim oamenilor să se implice cu idei în crearea noului produs. De asemenea, recompensează implicarea oamenilor prin oferte speciale în momentul lansării sau pentru creșterea comunității. De asta, proiectele de cripto și NFT-uri merg atât de bine și sunt virale, pentru că toți oamenii au de câștigat dacă promovează mai departe produsul dacă reușim și noi să ne gândim la un business în care oamenii câștigă de pe urma promovării anumitor produse, atunci putem să avem chestia asta de viralitate, comunitate, implicare și așa mai departe. Ok, și putem să facem și un beta launch, adică facem produsul disponibil unui grup strâns de oameni interesați și examinăm activitatea lor prin Uh, site-uri precum Mouseflow sau Hotjar care practic înregistrează activitatea omului. Dacă cineva mută mouse-ul într-un fel, vezi exact mouse-ul, vezi pe ce dă click cel mai mult oameni De exemplu, în poza asta vedem că odată lumea click pe uh, My Bag cel mai mult. Sau câteodată vezi că dă click undeva aici pe ceas, și dar noi nu avem niciun buton. Așa că concluzia este că, mai dacă uite, multă lume dă click pe chestia asta. De ce să nu facem elementul clickable ca să te ducă pe produs în momentul acela? Și, de ce nu, să facem și evenimente online în care să prezentăm viitorul nostru produs și vedem câți oameni se interesează putem să facem evenimente pentru, specifici pentru produse sau, de ce nu, pentru industriile în care noi oferim uh, un produs. Să zicem că pentru o aplicație în domeniul acesta de food delivery am putea face un eveniment uh, pentru cei interesați, pentru livratori, de exemplu. Vrem să facem o aplicație pe mai pentru livratori și atunci facem un eveniment pentru toți livratorii uh, de pe bicicletă, și acolo le putem introduce un anumit produs. După eveniment, le putem oferi acces la Beta Lounge, adică să facă parte dintr-un grup mai mic și acolo să testăm la scară mică, cu câțiva useri, produsul pe care noi îl avem de oferit. Foarte simplu, trei întrebări pentru a cere feedback pe acest user testing sunt ce să păstrăm, ce să îmbunătățim și ce să eliminăm. Dacă punem aceste întrebări legate de produsul nostru, e foarte simplu să aflăm tot ceea ce ne interesează. Deci ce să păstrăm, ce să îmbunătățim și ce să eliminăm. Vă urez mult succes! Asta a fost prezentarea pe seara aceasta. Mă puteți găsi pe LinkedIn, dar și pe Facebook, Tudor Mihai.